deocamdată nu au zis nimic polițiști. Asta cu șin. Cred că cel mai bine e să faci zgomot. Poți vorbesc la asta. Не на шар уже стоишь. Не за дежаб уже стоишь. У меня доллара. Сколько это? У меня доллара. Мара Румыния, да, кричишь? Румыния Мария, да? А что вы в чем делаете, Крис? Скрижос по пукулю и вороне. Румыния Мария, да? Скрижос по пукулю и вороне. Кричи, это самое, Румыния Мария, кричи, встань вот там, возле Штефана, не маши вот так, кричи. Румыния Мария, мы его забрали когда-то. А я фильмяю сейчас. Кричи, кричи, вот одна кричала там. Оккупанты кричат, оккупировали, говорит. Да тебя бы, друг, на свете не было бы тебе. Ты хоть знаешь, что такое война, а? Это Сигур провокатор. Ты хоть нюхал, что такое кровь? Я прошел Афганистан, прошел. Высыкуны, не видели, что это такое? Толя, Суруяк уж не рассказал ничего провокации. Здесь Румыния, Молдова. Вот тебе, вот, посмотри на свои руки, посмотри. И на мои руки, я работаю тут, видишь, на руки, посмотри. Мой дед создан эту великую Румынию, а вы пришли, и хрен его знает, что он сделал. Да. Идите своей дорогой. Да. У тебя родина России есть? Иди там, Да не было бы этого города, не было, ты в деревне жил бы, ты. А вот, у тебя были не вот такие руки были бы, вот, знаешь? Гулел у него в хвостом да? Вот тут и Русе там. Ты господар здесь, да. Господар. Вот встань возле Штефана, вот, где Лари? И Слари, где сейчас Лари? Где твой друг? Где друг, где твой друг? Где Лари, где? А кто купан? Ну кто купан? Я купан. Я купан. Да конечно, вот ты, ну, ты кричишь. Иди своей дорогой. Ты кричишь, я купан. Иди своей дорогой. Вот ты кричишь, я купан. Чем наденется лашен пача на то? Мой отец в саперных войсках прошел. В саперных войсках. Кто вас звал? Кто звал? Ты знаешь, вот я... А кто восстановил ее? Кто строил это? Слушай. Что построено все? Кем построено? Какими руками построено? Если бы сошел он протест авторизации примария муниципалу Кишинел, он протест на Министерство афачерилор интерне. Noi, cei din Hyde Park, ne-am săturat să fim conduși, să fim intimidați de poliție, de aceste forțe de intimidare. Ne-am săturat, pur și simplu. Ați zis că desfășoare, și o formă de pichetare. Aici e un stat politic. Noi ne solidarizăm cu toate acestea. Auzi, eu vreau să spun o problemă. Ai vreo minută. Spune. A fost un mochimot, a fost cel mai mare erou din protestul cea de 9 iulie. Și a fost la doamna și spune că care 560 articol, ea nu știe nici mai scurt ăsta și a fost un și eu spus că trebuie să vin la și acte trebuie să am. Spune, copia legii, zic că e o cătat acolo la dânsă, eu nu o găsit. Legea este acolo. Deci te-o chemat în judecată? Da, fost. Când? Da, asta a fost. Am o dosarare cu un prosuț acolo. Genadii în mână. Da. Și Genadii în mână și nu știu. Și a spus că, zic, băi, zic, o scateți avocat, nu știu cum mai spune. Da, ăsta în atoară, ăsta spune că trebuie copia deciziei este aștia voastră. Acolo și copia legii se o duce acolo. Și când e data viitoare?
când... Următoarea ședință. Eu i-a spus că s-a ocupat tare, tare, să o pună pe vineri dimineață la autorizare. E bun, Genadi, 13 până atunci pregătim tep. A, și dar, bă, da, eu vin da. Dacă sunt mâine liber și Genadi acolo, vin și mâine eu. Vreau să spun că ia să mâna oameni, a femeie cum scade, dar... Spune și ce se pun la dosar, că eu trebuie să am o... Corect, exact. Acte de intimidare din fața organelor afacerilor interne. Pentru vafle ai autorizație. Cea mai gravă încălcare, am fost ținut în ghiș 2 zile în trecerile izolatoarelor a municipiului Buican. Vreau să vă anunț încă o dată că acest meeting este autorizat de primăria municipiului Chișinău și cred că colaboratorii afacerilor interne sunt noștri de această autorizație. Doritorii să participe cu noi la telefon. Trebuie să mai luăm niște baterii, cred. Mai ai și telefonul și ala mobilului tot a tău, da? Da, da. Tot așa, bun. Domnul polițist, dacă doriți, putem să prezentăm autorizația. El nu prea îl interesează nimic. Suruiaș. E locul, dar îl interesează. Scoate declarația, șef, de la acasă. Este, dacă-ți trebuie, să-l scot. Am spus că au pus după la deal, la val, și nu am aprochet de capitanaș. I-am spus, zic, ai băiețelul, zic, ai făcut pisea la primar, că l-ai arestat, știi? Zic, lasă băieții, știi? Și pe urmă i-am spus, când l-au luat pe toți, să au venit țara după să vă iei pe toți. Ăsta să vă iei, după 3. I-am spus la judecătoare că nu spune toate nebuneile astea ție, știi? Doi fugit de atâta. A venit, nu aveți drept să filmați colaboratorul de poliție. Ba da. Nu aveți. Dacă e la serviciu, am voi. Dacă e la serviciu, să-mi arate legea în care e interzis. Ați știut de această autorizație? Dar nu o luați, că este document. Poliția trebuie să aibă copii. Eu nu pun mâna pe mine. Ce provocare este data aceasta? Eu sunt poliție. Da? Ce plus, Oleg, ce provocare au pregătit de data aceasta? Băi, sper că dumneavoastră știți de această... Păi bine. Mosoraș, mare, cel mai mare criminal. La 9 iulie. La 9 iulie. Cel mai mare criminal de mine acolo. Făcă un dosoraș, nu stai jucătoare și... Știu că la voi zbăieți... Dar nu mă aud, iată, dar eu dacă n-am autorizat să mă declarați, să fac nici ce dau în dacă suntem la Ministerul Afacerilor Interne, la acest moment, păstrarea ordinii. Scrie domnul Axinti. Eugeniu Axinti. Iar că aici la numele declarației, că domnul Jura singur. Nu, nu. Cum scrie să organizezi. Oleg, scoate declarația pe la. În declarație este scris. Da, declarație. Cu ștampilul. Te gândești la copil, la familie. Noi gândesc la fel, nu? Foarte bine. Și aveți ceva într-o timp? Dar nu știu de ce au făcut. Chiar dacă ăștia vin la ei. Este autorizat să organizeze. Dacă eu trec transmogresc, așa am suntem Asociația Civică Hyde Park, luptăm pentru libertatea de exprimare și drepturile omului.
De data aceasta avem un protest la mai. Am fost oprițele, celelalte dinainte au fost zădărnicite de colaboratori afacelor lui. De data aceasta sper să nu apare iar șicane și să ne ia pe sus. Sper să nu ne ducă iarăși la comisariatul centru. Sper să fie cu bine protestul de azi. Care-i tematica? Ne-am săturat să trăim într-un stat polițist. Ne-am săturat să fim intimidați de polițiști. Avem și un mesaj pentru polițiști chiar. Aici este scris, jos papucul lui Voronin. Jos papucul lui Voronin. Ne-am săturat să fim conduși de minți semi-analfabete. Ne-am săturat. Pe unde e autorizația? O luat-o. Nu, e la Anatol. Da, eu întors-o. De data asta nu mai reușit să fac recurs. Sper că n-ați reușit de data asta să întocmiți acasă la cineva un recurs de la procuratură sau nu mai știu de unde, niște acte false cu ajutorul căruia dumneavoastră ne-ați ridicat pe 30 august anul curent pe sus și am fost duși iarăși la comisariatul centru. Am fost ținuți noi patru oameni, am fost ținuți o oră jumate fără niciun motiv legal. Chiar și polițiștii de acolo au recunoscut, la revedere, plecați, știți? Ne-au ținut atâta cât au durat, trebuia să dureze, conform autorizației la primărie, protestul de pe 30 august. Ziua când se împlinea un an, fix un an, de la arestările de pe 30 august 2006 din fața guvernului, când au fost ridicați pe sus 9 oameni și ținuți 42 de zile de în izolatoarele comisariatului Puicani, fără mâncare, fără apă, între 4 pereți, fără aer, cu o grămadă intimidări, amenințări din partea polițiștilor. Vrem doar să ni se respecte drepturile garantate de Convenția Europeană și Constituția Republicii Moldova. Să vă readuc aminte că și mâine mai revenim aici, la MAI și Procuratură. Suntem Asociația Civică Hyde Park. Deja domnii polițiști ne cunosc de mai de mult. Și sperăm să nu mai avem probleme ca și datele trecute. Exprimați-vă liber. Anatol, mai dorește încă o dată omul să vadă. La 7 nu m-a luat spus că dacă... Dar așa el nu mai poate protesta dacă îl hărțuit atâta. Cereți la primărie copia și... Și-l hărțuit pe el. Pe lozica noastră scrie Los Papocul lui Voronin. Bine, Paul. Bună. Preca noroc și am plecat. Trădătoare. Să șepi ora. Pa. Молодец, ты сын. Merci. А что я врал, что я? Работать с куной. Да я ее знаю. Уары, я вам уары, ну мне так. Молодцы, ее с декорку вот. Merci. Ну, то, что это колок, если индикат, ну, Анатол, если организация, как персона физика, то здесь часто и уйдет. Да. Как? Что декларат персона физика? Документ. Да. А доля документы.
încearcă să până la cale. Da, râd, staful acolo trebuie să decide. Eu sunt chemat la judecată, dar nu mă pot uși tot dispună de asta. La care judecat? Eu n-am azi nimic. Spistata 10, orile 11, Vega. Poate Ghenadi. Sunt 2, 3, 4 chiar. Mai sunt alți cu aceeași familie. Eu n-am avut de-a face cu alt Vega decât cu Ghenadi. Vă spun că sunt mai mulți. Ba da, ba da. 16 august la el ridicat și pe Ghenadi, Vega. Dar de ce că ești simpatic? Da, dar lumea nu vă știe. Lasă, știi populațiunea și ne leapără drepturile. Ordinea publică. Sunt bază cărnile. Dar nu înțelege de ce, dacă e la mesager, se poate de filmat. Dacă nu, nu. Ți-am dat lucru. Mi-am interzis să filmeze frontispiciul Energ Bancului, nu știu de ce. Și m-a întrebat dacă sunt de la mesager. Dacă aș fost la mesager, are informația? La președinții parlamentului. Mai ales în mediul rural, care nu au acces la alte posturi. Bine. S-au oxidat bateriile. Stimați concetățeni, vă aducem spre cunoștință dumneavoastră, suntem Hyde Park, deci o asociație de cetățeni liberi, o asociație civică, non-politic, non-guvernamentală, non-religios, non-profit. Menirea organizațiilor neguvernamentale să se asocieze în spiritul democrației participative. Scopul cetățenilor asociați, deci a ajuta guvernarea a realiza proiectele sale, care sunt îndreptate pentru cetățeni spre societate. Asociația civică Hyde Park este axată pe probleme drepturile fundamentale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Cu regret, în parcurs de 4 ani de zile, atunci când cetățenii asociați în organizația neguvernamentală Hyde Park depistează o problemă, semnalează, așa cum este prevăzut prin statut. Și ca să vedeți, în majoritate, deci mai mult de jumătate de încercări ale noastre să semnalăm cetățenilor, aleșilor noștri, funcționarilor de diferite ani, că sunt probleme, de fiecare dată este asmuțită poliția și cetățeni sunt hărțuiți sistematic în acest stat care pretinde să fie democratic. Spre regret, atunci când poliția ne hărțuiește, ne duce prin instanță de judecată, vă declar că toate procesele sunt câștigate. În asemenea cazuri, ne vedem obligați să atragem Ministerul de Interne la răspundere. Conform procedurii, am depus plângeri în mai multe rânduri către Procuratura. Procuratura uneltește cu poliția și de fiecare dată acoperă fără de legile lor. Și iată, la moment prezent, din dumneavoastră, vedeți că iarăși suntem hărțuiți, avem declarat... Dar eu zice... Trece cu aș, treci că e cu aș! Bă, om bun, băi! Nu înțelegi că jurnaliști filmează acum! Dar nu ți-e rușinit, porți așa cu un om liber! Dar de ce nu mă previi, de ce nu-mi dai voie să ne fac greșeala? De ce mă forțezi, băi, omule? Hai să răspunzi, băi, omulean, și ieși, băi! Tare voi, mă, ce-ți mai simteți? Cam paiele în cap! Doamne ferește!
știți cum e și eu.